Luni seara la Ștefănești, o ploaie torențială de numai 15 minute a provocat pagube însemnate localnicilor. Curți de biserici, instituții publice, societăți comerciale, dar și foarte multe gospodării au fost inundate. Apa s-a scurs ore întregi pe drumul național 7, calea veche de acces din provincie către capitală. Oamenii s-au ales cu gospodăriile pline pentru că sistemul de canalizare nu a mai făcut față. N-am văzut de când sunt așa ceva. Cum s-a mai liniștit? N-ați văzut așa ceva? Deci n-am văzut. Ați dat piatră și ați dat apă. Cum e? Te-ai intrat în casă? La mine e la ușă. Apa a ajuns și în scările de bloc, afectate fiind în principal persoanele care locuiau la parter. Au fost însă și situații în care au fost inundate toate apartamentele, din cauza unor probleme la sistemul de scurgere al apei pluviale. Am avut sol ca în subsol, dar am avut probleme cu apa pluvială. Pentru că apa pluvială după bloc vine în canalizare, fiind plină, s-a umplut țeava și a dat pe... Apa pluvială ar trebui să treacă, apa pluvială ar trebui să treacă prin canalele astea care sunt mai înalte decât asfaltul. Și am cerut la Consiliu să aloce bani pentru a lăsa gurile de canal mai jos decât asfaltul și au spus că nu, în limita bugetului alocat zonei și pe 2018 au alocat 0 lei pentru zona blocului. Șoferii au fost și ei nemulțumiți de faptul că șoseaua a fost inundată și s-a circulat cu mare dificultate. Ce să facem? Asta e țara noastră. Ca o râu, da. Se revarsă totul de fiecare când plouă. Autoritățile locale susțin că inundațiile sunt cauzate de defrișările masive care au avut loc în zonă și de construcțiile făcute haotic. Sunt afectate cele după partea asta a DM-ului, cele după coasta a câmpului, cele după Viișoara, blocurile de asemenea, strada Gării, aproape, ce să vă spun, aproape tot Ștefăneștiul. Dar vreau să vă spun că acesta este rezultatul defrișărilor care s-au făcut de-a lungul timpului în această localitate. Vilele care sunt acolo, da, care au fost construite haotic, fără un proiect de pluvială așa corespunzător, așa cum trebuie. Trebuie să facem neapărat toate canalele pluviale, pentru că nu a existat un asemenea proiect până acum. Pentru a ajunge la o intervenție medicală, un echipaj de terapie intensivă mobilă a mers cu dificultate pe strada plină cu apă. În urma precipitațiilor abundente din sudul județului, la nivelul județului Argeș a fost activată grupa operativă pentru monitorizarea evoluției situației din teren. Inspectoratul pentru situații de urgență a suplimentat forțele din teren acționând cu motopompe pentru evacuarea apei din zonele inundate și înlăturarea urmărilor inundațiilor în localitățile Pitești, Ștefănești și Bradu.